O să-l provoc pe Marius Pieleanu să comentăm prima informație în exclusivitate pe care o oferă Avangard astăzi legată de mitingul Partidului Social Democrat de sâmbătă. Ce ai reușit să afli, Marius Pieleanu? Da, din păcate, timpul fiind foarte scurt, nu am reușit să strâng decât undeva la 400 ceva de chestionare. Sigur că ele au semnificație și validitate la nivel național, dar cu o marjă de eroare mai mare decât de regulă în eșantioanele Avangard. Rezultatul este că în proporție de 52% populația apreciază pozitiv ideea de a organiza un meeting de către PSD-ALDE sâmbătă. Așa și fost pusă întrebarea sec, fără a da amănunte. Aș vrea să subliniez faptul că în proporție de 90% românii știau de organizarea acestui meeting, aflaseră. Deci e un eveniment cu notorietate. Da, bine, s-a și discutat, nu e niciun fel de surpriză, s-a discutat despre el. Într-o proporție de 31% spun că românii declară că nu sunt de acord sau, dacă vreți, nu sunt de acord cu ideea de a organiza un astfel de meeting și restul fie nu pot aprecia, fie nu știu, fie nu răspund. Eu am pus într-un singur slide chestiunea asta, adică 17% dintre români nu au o legătură directă cu acest. Putem să punem acest rezultat, Marius Pieleanu, pe seama opțiunilor politice din România în momentul de față? Aritmetica electorală nu este una de tipul 1 plus 1 fac 2, însă putem să credem, avem toate motivele să credem că acești 52% sunt cu precădere și preponderent cei care votează PSD sau ALDE la alegerile generale. De altfel, dacă tot eu am făcut afirmația că 1 plus 1 nu fac 2 în sociologie, de regulă, uitându-mă pe rezultatele și scorurile politice ale celor două partide, sigur că însumate ele sunt un pic mai sus decât 52, dar pe acolo ne învârtim, ținând cont de faptul că totuși PSD-ul a înregistrat în ultimele luni o ușoară scădere, repet, o ușoară, nu o semnificativă sau drastică, o ușoară scădere, iar pe de altă parte ALDE, nu neapărat pe principiul vaselor comunicante, o dublare sau chiar o triplare în anumite județe a scorurilor electorale.